Bună dimineața! Sensibilitate, finețe, emoții liniștite. Este posibil să atingem niște profunzimi sufletești despre care credeam că sunt slăbiciuni și să descoperim că ar putea constitui un punct de rezistență. Ne echilibrăm, ne împăcăm cu noi înșine și cu alții. Iată ce am astele pentru cele 12 zodii. Berbec, odihnă, relaxare, muzică, somn. Vă luați o pauză de la programul de sport, de mișcare. Posibilă surpriză, o invitație din partea cuiva cu care vă știți de mult să discutați săptămâna viitoare despre o afacere sau despre un post tentant pentru voi, despre un proiect cu ținte ambițioase. Taur, posibil să observați o importantă schimbare sufletească inspirată dintr-o discuție, din cele citite sau din lucruri văzute undeva la drum. Începeți să credeți că vă sunt accesibile obiective despre care până de curând credeați că sunt doar un vis frumos. Gemeni, faceți și refaceți poate niște calcule de natură financiară. Evaluați o propunere de afaceri care vi s-a făcut recent. Se poate să faceți totuși o achiziție de efect cu care să vă prezentați la o întâlnire de săptămâna viitoare sau de care vă veți folosi în activitatea voastră zilnică. Rac, emoții, bucurie. Posibil să auziți acele cuvinte care vă fac să vă angajați într-o relație. Sau poate că o dispută mai veche ajunge acum la un final convenabil ambelor părți și veți scăpa cu toții de stres, de nervi, de timpul pe care l-ați petrece prin săl de judecată. Leu, pentru o perioadă se pare că veți fi acaparați de sfera profesională. Aspirații și planuri de valorificare a unei diplome, a unei licențe obținute recent, gândiți poate că ați acumulat suficientă experiență în ultimul an ca să vă înscrieți la un concurs sau să vă depuneți o candidatură. Fecioară, un moment al adevărului. Ați putea afla acum dacă vă sunt împărtășite sentimentele de câte persoana pe care ați vrea să o aveți alături de voi de acum înainte. În cupluri cu vechime, gândurile se îndreaptă firesc spre copii, spre educația și viitorul lor. Balanță. Posibil moment de cotitură sau de limpezire a gândurilor. Sfaturi, învățăminte sau sprijinul părinților, al bunicilor ar putea rămâne în amintirea voastră pentru tot restul vieții. Sau poate cu un exemplu din familie vă inspiră în alegerea unei cariere, a profesiei. Scorpion. Dialoguri spumoase și confruntări de idei. Posibil să nu ajungeți acum la un numitor comun, însă rămâne să descoperiți valoarea argumentelor celuilalt. Se poate să vă capteze atenția un roman sau un autor și să nu lăsați cartea din mână până când nu ajungeți la ultima pagină. Săgetător. Apetit pentru afaceri, pentru o investiție. Vă consultați cu partenerul de viață sau poate că luați parte la o discuție între membrii familiei legată de posibilitatea de a vă uni forțele financiare și nu numai și de a lansa un proiect comun. Capricorn. Acolo unde este cazul, posibil dezgheț într-o relație. Veți auzi și versiunea celuilalt, dorințele, argumentele și preferințele sale și veți realiza că lucrurile stau mai bine decât vă așteptați. În cupluri solide, veți căuta poate să vă sincronizați programul de acum înainte, să stați mai mult în timp împreună. Vărsător, vă pregătiți poate de un nou început. Încercați să stabiliți ce anume a cauzat o scădere a entuziasmului pentru un proiect sau o încredere în voi înșivă și veți face o listă cu lucrurile care depind de voi pentru revenirea la o stare firească. Pești, zile fericite pentru voi. Vă mirați și vă bucurați de atenția care vi se acordă, de o promisiune care vi se face, de o declarație de dragoste, poate. Visuri, speranțe și chiar mai mult. Începe să capete contur un obiectiv al vostru pentru perioada următoare. Să avem o zi bună!